Înțeleg din discuțiile pe care le aveam mai devreme că ar fi sute de mii de locuri de muncă disponibile pentru tineri într-o Europa în care șomajul în rândul tinerilor este mare. Pare un paradox. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, știu că pare un paradox, dar cred că ține de prostul nivel de comunicare existent în Uniunea Europeană astăzi. Sunt state care au într-adevăr foarte multe locuri de muncă. Germania are aproape 1 milion de locuri de muncă disponibile în IT, într-un sector în care este evident că este nevoie de oameni cu o pregătire specială și unde găsim grămezi de tineri, vreau să spun, în diferite state ale Uniunii Europene, dar care cu siguranță nu cunosc acest lucru. Am discutat în mai multe rânduri cu diferiți reprezentanți ai Comisiei Europene despre o eventuală strategie de încurajare a mobilității tinerilor în Europa. Pentru că oamenii care au familie poate că se mișcă un pic mai greu. Tinerii însă, mai ales imediat după ce termină facultatea, chiar cred că nu ar fi deranjat să schimbe niște locuri de muncă, niște țări, într-un orizont de timp așa de vreo câțiva ani. Și atunci, de ce să nu fie susținuți de Uniunea Europeană? Adică, susținerea asta ar însemna inclusiv programe prin care relocările să le fie cumva ajutate financiar, programe pentru învățarea rapidă a limbii țării în care vor performa. Da, se ridică din număr, spun că mai există câte ceva, dar în realitate noi vorbim foarte mult de angajarea tinerilor. Eu însă n-aș zice că sunt în acest moment mulțumită de strategia pe care o are Uniunea Europeană. Comisia Europeană trebuie să vină acum, chiar în primăvara asta. Până în vară ei trebuie să vină cu o nouă comunicare, deci să facem legislații, un pachet legislativ care să vizeze din nou tinerii și cei care sunt în șomaj de multă vreme. Să vedem într-adevăr cum gândesc acolo sau ce amendamente vom putea să aducem, cum vom putea să convingem statele membre, Consiliul, nu uitați că e colegislator, să susțină astfel de idei de mobilitate în Uniunea Europeană. Garanția pentru tineri și programele care au fost până acum, vi se pare că au dat rezultat? Spuneați la un moment dat într-o declarație, chiar la mijlocul anului trecut, că aproape că tinerii nu sunt motivați să meargă la școală. Educația nu le garantează un loc de muncă. Poate și aici este o nepotrivire între educație și accesibilitatea la un loc de muncă. Cred că în acest moment sunt mai multe nepotriviri. Garanția pentru tineri cred că depinde foarte mult de statele membre. Până la urmă sunt autoritățile din fiecare stat membru cele care trebuie să implementeze. Sunt state în care a funcționat mai bine, state în care n-a funcționat așa de bine. Dar cu siguranță trebuie să ne întrebăm de ce suntem astăzi în situația în care, de exemplu, din America Latină avem 5 milioane de oameni care au venit să muncească în Uniunea Europeană, în vreme ce din Uniunea Europeană avem 1 milion de oameni care au preferat să meargă în America Latină. E o întrebare, pentru că cei care au plecat să muncească în America Latină nu sunt cei slab calificați, dimpotrivă. S-au dus cei care știu meserie ca lumea, care sunt cu multiple grade, ca să spun așa, de educație și nu sunt doar din Spania, sunt și din Italia, sunt și din Portugalia, sigur, acolo unde limba, ca să zic așa, a fost mai accesibilă. Pe de altă parte, în materie de educație și de găsire de locuri de muncă, asta este în acest moment, hai să spunem așa, luată în vedere de Comisia Europeană, ALDE, grupul liberalilor, cu siguranță face din asta chiar o maximă prioritate, pentru că ideea e că noi producem la școală absolvenți de școală, dar nu tineri pregătiți să intre pe piața muncii într-un domeniu sau altul. De exemplu, există o foarte proastă înțelegere, cel puțin într-o țară ca România, de exemplu, a ceea ce înseamnă învățământul vocațional, profesional, îi se spunea mai de mult, și poate de acolo vine și formula asta așa de a-l privi cu reticență. Dar învățământul vocațional este de fapt extraordinar de bun pentru că el îți dă muncitorii calificați. Ei, vreau să vă spun că una din
unul din punctele din strategia Comisiei Europene vizează tocmai ideea ca acești copii, deja, deci nu ajungem la tine, ajungem la nivelul de copil, undeva clasa a 5-a, a 6-a, să fie familiarizați cu acest învățământ vocațional, în așa fel încât să-l privească altfel, să treacă peste prejudecățile din familie și chiar din societate. Pe de altă parte, pe măsură ce avansează în ciclul gimnazial și după aceea liceal, el trebuie să și continue, dar trebuie în conjuncție chiar cu întreprinderile care pot să-i primească în internship-uri foarte pe termen scurt mai întâi și după aceea pe termen lung. Dacă ar exista această, hai să nu zicem chiar simbioză, dar oricum legătură și coordonare între școală și între beneficiar și copiii aceștia tinerii ar putea într-adevăr să facă de pe băncile școlii astfel de practici, cred că după aceea integrarea lor ar fi mult mai ușoară.